Am revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule primar. 0334405708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Am zis că vorbim de gaze, domnule primar. Ați reușit, mă prezentați în partea a doua emisiunii, că ați reușit să centralizați practic o bază de date. Acum, în ultima întrebare, ca să epuizăm și acest subiect legat de gaze și ca să mai lămurim apele. Sunt șanse ca cei care ați pus sau care ar fi cele mai mari șanse să aibă, din cei care i-ați enumerat, să aibă gaze? Din ce cartiere? Din ce străzi? Toți cei care au fost enumerați pot să aibă gaze. Faptul că noi am încercat în discuțiile care am avut Delgazu să suporte ei cheltuielile. Delgazu a spus că nu sunt interesați să suporte numai ei, pentru că sunt puțini abonați și ar recupera mai greu investiția. Și atunci am spus că venim și noi cu partea noastră de practic implicarea locală. Da, a noastră, bugetul local. Administrației publice și locale. Și cetățenii. În aceste condiții am eliminat o etapă și de acum trecem la pasul 2. Pasul 2, proiectare și devizii, glas, să știm exact cu ce contribuim fiecare. Am înțeles. Important este că cetățenii vor și că vor contribui toți, și ei, și noi, și cei de la Delgaz, să introducem gaze. Avem un telefon și zicem, bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da, bună ziua! Să rămână! Bună ziua, domn primar! Domnul Dima, bună ta! Da. Să rămână! Domn primar, e sfârșitul lunii. Ați promis ceva, era și doamna Dana, 15 mai. Vă aduceți aminte cu ce, nu? Mașina de pompieri. Nu, așa a spus. Nu vă aud. Da, da, așa am spus. Dumnealui notează. Vă zic eu ce face. Păi ce să noteze? Nu-i din notat. Te trebuie să nu minte că nu notez. Păi da, așa o promisă. Nu trebuie trimisă mașina la București, că ei au service. Și poate să vină, e mai ieftin să vină asistenta tehnică de la București la Târgu Ocna, să o monteze în 2 ore, 3-4 ore, că nu iau avere acolo, decât să trimite mașina de pompieri la București. Mai mult costă. Motorina până acolo, rovinete, toate cele. Hai că mașina de pompieri nu-i, mi pare că nu-i trebuie rovinete, că nu-i scumpă, dar mai trebuie și o cazare și o masă la șofer. Poate trimite și doi șoferi să încadreze în timp pe diagramă. Deci e mai ușor să vină și cred că prețul e mai ieftin să vină mașina de asistența lor. Au și treaba asta ei de venit în țară, să știți. Nu știu dacă ați întrebat, dar domn primar au specialiști acolo. Și trebuie ei atras de urechi, nu domn primar. Domn primar le dea ordine și dispoziții pentru asta acolo. Și el ar trebui tras de urechi. Să mai vină și domnul Vici la televizor, să mai fie și dânsul tras de urechi, sau, de ce, nu ia salar acolo, e pe contribuție personală, să vină și dânsul. Este invitatul domnul meu, Vici. Domnul Dima. Poftim? Este invitatul meu, dumnealui. Domnul Vici, păi da, da, domnul Vici nu este invitatul meu. Păi da, ia chemați-l odată să-l mai strage de urechi și păi chemați-l dumneavoastră, vorbiți cu dumnealui direct. Noi îl chemăm pe domnul primar. Păi, dar oricum mă enervea și sun. Nu plângeți, că nu... Ce credeți? Da, vorbiți cu dumnealui dumneavoastră direct. Haideți să revenim la întrebări. Asta un pic. Păi, asta era cu mașina. M-a dus aminte că e sfârșitul lunii. Pe urmă, cu curba aia acolo, știi, dânsul, cum mergem la Salina. Și m-ați înțeles, domn primar, ați uitat, nu? Nu, n-am uitat, Vă poate răspunde? Lăsăm să răspundă? Păi de acolo să nu, de ce? Haideți, domnule primar, dumnealui da, mașina de pompier este la reparat în zonă, o să o reparăm. Concluzia la care am ajuns după ce am analizat și Bucureștiul și aici, e în zonă și se va fi făcută cât de curând. Cu curba aia n-am uitat-o, suntem în discuții cu constructorul și o să remediem chestiunea acolo la bordură. Aia e una din cele mai importante, să știți că și dimineața toți vin la Salina cu grabă, vin dincolo, e foarte strânt, a fost și dumneavoastră, ați văzut, nu? Da. Ce îmi pare mie rău, că nu i-am tras atenția lui domnul Ilie, că e un om foarte gospodar, dar la semafor acolo unde s-a pus, era o gaură. Putea să ia o roabă de asfalt când o asfaltat în partea asta să pună și acolo leacă. Poate îi aduceți dumneavoastră aminte când mai prinde o roabă de asfalt să pună și în gaura aia la semafor. Știți de care parte? Da, da. Când ieși din parcare, atâta e o gaură care mereu bagă sari sau ce bagă ea că o aruncă afară, nu?
să dea mai cu, poate să mai pun și ceva hidranți acum la Vâlcieli, dacă tot băgați apă, bine ar fi, nu? Că ați văzut că și acolo e problemă. Da. Deci cam asta este și acolo pe viitorul, iarăși, cam înțeles domn Bogdan că nu poate să ridice containerul ăla, dar curba aia tot așa trebuie asfaltată bucățica aia, cred că s-o cotite 1,5 m² Nu l-am așa din ochi apreciat treaba. Am înțeles. Cu gazele foarte bine, domn primar, mi-aduc aminte când a venit la Cheor și m-a așteptat când băgasem eu gaze și mă aduceți aminte, nu? Foarte bine că interveniți cu gazele pentru cetățeni, că e o treabă foarte bună. Bine, să rămână. Am înțeles, mulțumim pentru telefon. O zi bună, domnul Dima. Da, ce să mai vedeți? Oamenii stau aici cu subiectele pregătite, monitorizează. Da. Domnul Dima e cu anumite subiecte, sunt alții cu alte subiecte, fiecare nu consideră că problema lor e cea mai importantă. Ne bucurăm, este un cetățean activ cu spirit civic și ne aduce la cunoștință tot ce constată că nu este în regulă. Vreau să vă întreb de o problemă care am văzut-o eu pe net legat de administrația publică locală și în speță de dumneavoastră și de o serie de comentarii care au fost vehiculate, precum că nu vreți să acordați facilități fiscale. Haideți să lămurim un pic apele, domnule primar. Acordați da. Sau nu vreți? Doamna, o primărie nu se conduce după bunul plac a unora sau altora și fiecare își dă cu presupusul că modificați taxele. Cei care scriu acolo nici nu știu ce o taxă, ce un impozit și nu știu că toate aceste taxe și impozite sunt stabilite de codul fiscal și Consiliul Local are voie să hotărască niște limite. Este foarte adevărat că toată lumea dorește facilități fiscale acum. Mai ales în perioada asta. Exact. Dar trebuie stabilit foarte clar ce facilități, da? Că dacă vorbim de taxe, da? Dacă vorbim de taxe unde diferența între o taxă și un impozit, pare rău că trebuie să o spun, dar pentru cei care nu știu, trebuie să o spun, taxa este plătită de plătitori, așa se cheamă cei care plătesc taxa. Corect. Da? Pentru o facilitate făcută de o instituție publică, da? Și avem taxa de salubritate, taxa de promovare turistică, în fine, sunt mai multe, de publicitate, da? Și avem impozitele care sunt niște contribuții pe care cetățeanul le plătește în instituții publice, deci persoane fizice sau juridice, pentru proprietățile care le au. Teren, casă, mașină, da? Și ele au regimuri foarte clare. La impozite, dacă nu le plătești, se vină cu măsuri de constrângere, da? Și la taxe, de asemenea. Acum, ce taxe? La care taxe acorzi facilități, la care nu? Da? Și pe ce criterii? Și pe ce criterii? Ce că facem? Vă întreb eu, pe ce criterii? Pe cine scutim de taxa de salubritate? Că puteți acum fi acuzat de discriminare. De acord. Să spunem că agenții economici, da, pot fi scutiți, dar persoanele nu. Și atunci e puțin mai complicat decât așa să vorbim. Dar, pentru că într-o primărie legea este cea care stabilește foarte clar, a apărut ordonanța 69 pe 14 mai, da? Acum câteva zile. Și care modifică și completează codul fiscal. Că dacă nu se modifică codul fiscal, când vine Curtea de Conturi, care a plecat acum 2 săptămâni de la noi, știți? Care a fost răspunsul, dacă tot ați zis? Păi am ieșit bine, dar dacă venea codul fiscal și vedea că domnul primar așa, control, ca să vrea el așa, scade pe cineva, o persoană fizică, atunci plătește el. Și atunci cei când vor, care tot vorbesc, să pregătească un pic și să vadă, că nu e atât de simplu. Și când vor ajunge ei primari, atunci să scutească pe toată lumea, da? Sau pe cine vor ei. Dar le spun eu. Nu putem face pe cine vrem, domnule primar. De acord. Dar nici nu pot ajunge primari, oameni care gândesc așa. Nu, sunt... Păi știți cum e măsura? Poate fi discriminatorie. Exact. De ce? Pentru societăți faci și, atunci, și pentru populația și atunci, largă nu. Această ordonanță, guvernul a stabilit foarte clar că trebuie modificat codul fiscal. Și a apărut ordonanța 69 din 14 mai, așa cum vă spuneam, și modifică
podul. Și ce spune aici? Că ea a fost publicată tot în 14 mai și zice Consiliul Local poate adopta hotărâri până în data de 14 august. Corect. Și zice acordarea de facilități pentru impozitul pe clădiri, taxă și chiria datorată pentru ocuparea domeniului public, anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data 31 martie, că s-a decalat termenul. Ce trebuie făcut aici? Trebuie să facem un regulament în care stabilim clar cine, cum. Criteriile despre care tot zic eu. Trebuie să facă respectiva firmă o cerere. Păi cel care a avut, care n-a avut activitate în această perioadă, da? Dăm un exemplu. Dacă eu am confecționat, ce vreți dumneavoastră, să zicem măști, da? Și am avut producție triplă. Păi cum să scutesc? Da? Nu-i corect. Și atunci cererea, după aceea trebuie să aibă un certificat. El a eliberat de cineva că el și-a redus activitatea cu 25%, cu 50%, cu cât și-a redus activitatea. Că i-a fost diminuată încasarea, da? Încasările, și, pardon. Și noi avem în atenția noastră acest lucru. Vom lucra în perioada următoare la regulament și toți cei care se încadrează în cerințele ordonanței care modifică codul fiscal vor primi aceste facilități. Da, e bine că lămuriți apele. Știți cum e? Eu nu am zis să vă supăr sau așa, dar pe rețelele socializare se tot aruncă cu vorbe, cu păreri. Dumneavoastră sunteți o sursă autorizată, abilitată să dați detalii. Da. Trebuie să mai asculte așa un pic dacă vor să ajungă și să... Știți că nu e greu de ajuns, e greu să stai pe funcția asta în mulți ani. Și mai un lucru, domnule primar, vorbe promit toți. De acord. Fapte mai puțin se văd, da? Ionel Brusu vă urmărește și se pare că vă e atent la ceea ce spune. Zice, ce amabil sunteți, domnule primar. În locul lui Păun aș vrea să fiu, zice. Ar fi cu siguranță o societate pe profit, un oraș mai curat. Iar bandiții, nu știu ce fel de bandiți, între ghilimele bandiți, ar factura mai puțin. Nu știu. El să vină să concureze postul în Consiliul de Administrație, cred că este un post liber dacă nu mă înșel acolo, să vină și își depune dosarul, are pregătirea necesară, candidează. Am înțeles. Deci eu cred că îl convinge să vină până la urmă acasă. Păi să vină acasă, doamne, ne bucurăm că mai avem un cetățean acasă. Da. Dar cum să nu te bucuri când... Și să vină să vadă. Nu știu de ce bandiți vorbim, noi nu avem bandiți. Nicio. Nu știu ce avem și... Sunt organe abilitate care verifică cât încasează, cum încasează. Adică e bine să analizăm atunci când spunem, pentru că altfel nu ne mai crede nimeni. Știți? Și ajung așa de vorbesc singuri și nu crede nimeni. Sau dacă eu sunt de acord și sunt de acord că tinerii se implică în politică, sunt chiar bucuros, dar ei trebuie să înveți un pic regulile aici, pentru că nu faci ca acasă, nici acasă la tine nu faci exact ce vrei. Deci trebuie să vedem exact care sunt. Și atunci când vine o propunere interesantă la cineva, noi o acceptăm cu mare plăcere. La ora actuală avem câteva cereri, ca să terminăm subiectul. Avem câteva cereri de la societăți comerciale care și-au redus activitatea. Frizeriile, salonele cu avură. Sigur că da. Și atunci oamenii vin, au rămas pe tușe. Vin, justifică și normal ca să primească. Să beneficieze, corect. Dacă spațiile sunt ale primăriei, da? Dar dacă spațiile au fost ale altei societăți, ale terț. Sigur că da. Noi numai acolo putem să hotărâm. Am avut spații care au zis, nu renunț la chirie pentru că eu am funcționat, da? La piață. Au funcționat arambele în toată perioada, piața noastră e deschisă, deci nu poți să acorzi facilități. Însă avem societăți comerciale care au avut într-adevăr și acest certificat care l-au obținut pentru situații de urgență și într-adevăr și-au redus activitatea. Și acolo ei solicită, avem concesiuni și solicită să... Deci pot beneficia de anumite facilități și luați în discuție în Consiliul Local. Dacă am scutit pe cineva, am afectat bugetul local. Și răspund pentru acest lucru. Camelia vă spune în felul următor, atâta vreme cât informațiile sunt în spațiu online, toată lumea are dreptul la o părere, corect? Acord, foarte da, adevărat. Da. Bun, dacă credeți că lumea nu este informată corect, poate ar trebui, domnule primar, în loc de expresii gen cum am folosit eu, că eu am folosit, așa oamenii nu știu ce vorbesc, zic și eu, să facem o informare corectă. Păi am făcut, am spus ce o taxă, ce e un impozit. Corect, și corect. Să întrebi punctual, adică... Adică, pe exemplu, societatea X, exact, având că cod Cayen ăsta, exact, n-am funcționat dar în perioada de... Dar gândiți-vă că eu nu pot să acord această facilitate dacă omul o cere.
Corect. Da? Pentru că spune în baza cui? Ia să vedem, ordonanța ce spune? Cerere, certificat. Anumite acte, corect, dosar întocmit, într-adevăr. Vă dați seama, ne urmărim cu amenzi și urmărim persoane care de 5, de 10 ani, dacă au debite la noi. Deci nu se poate chiar așa. Eu asta vreau să înțeleagă, că nu face primarul ce vrea, că nu-i pitar la oa lui acolo, și faci odată. Și mai e un lucru, e o diferență extraordinar de mare, ce am constatat eu, între mediul privat, sigur, altceva, economicul privat, cum zice patronul, eu decid, eu stai, eu spun cu o expresie de asta populară. Să vedeți că cei care au lucrat în mediul privat și vin în sistemul bugetar se adaptează foarte greu. Pentru că el acolo ce a visat noaptea vine și pune în aplicare. Dar nu merge aici. La stat sunt anumite reguli stricte. Dar dumneavoastră vedeți, a și venit guvernul cu ordonanța. Da. E pe 14 mai. Eu trebuie să fac eu în bata 13, să încep eu să gândesc. Deci Ionuț Fânaru, care ne urmărește, frizeriile trebuie să-și depună hârtiuță, dosarul, să-și facă da, și doamnă, să solicite. Dar frizeria care are spațiu închiriat de la primărie. Corect. Dacă a fost spațiu privat, sau corect, spațiu închiriat de la cineva privat, degeaba de da, până. Într-adevăr, da? Așa este. Bun, în legătură cu cadastrele, vă întreabă cineva pe terenuri, de ce nu se pot face gratuite dacă s-au dat fonduri pentru aceste scopuri? Da, o chestiune interesantă. S-au dat fonduri și noi n-am reușit să facem cadastru, n-am găsit nicio societate care să facă cadastru. Am avut 3 contracte foarte până acum. Foarte tare asta. Da? Pentru faptul că guvernul acordă o sumă mică și nimeni nu vrea să facă acest lucru. Am realizat săptămâna trecută contractul, n-am găsit în toată Moldova o firmă care să facă aceste lucruri. Nu vor să fac. Suma acordată, asta vreau să spun, nu acoperă cheltuielile și efortul pe care îl fac cadastriștii. Asta simplu. Este realitatea. Da. Da. Bine că ați mai lămurit pentru, un da, punct. Am mai lămurit un punct, pentru că sunt comune unde situația e simplă. A luat o tarla de 100 de hectare, toată lumea stă cu actul de proprietate la marginea tarlalei, în câteva zile s-a rezolvat problema. A Târgu Ocnogul mai complicat. Au fost membri CAP, n-au fost membri CAP. Jumătate din Târgu Ocnogul n-a fost, jumătate parte nu au fost. Nu sunt toți moștenitorii. Nu au actele de proprietate acolo. Și atunci nu dorește nimeni să facă această lucrare. O nu putem să o facem noi. Chiar să vrem noi să o facem? Am înțeles. Trebuie să facă firmă specializată cu aparatura necesară. Da. Bun. Pe strada ce leagă Gara Salina de centru vechi, chiar nu se poate face nimic cu gropile acelea? Da. Zice că ați trecut și noastră pe acolo și v-a plăcut? De multe ori. Și acolo, tot centrul, de la autogară până la porțiunea care a fost reparată, va intra în renovare pe proiectul care l-avem noi, pe dezvoltarea potențialului turistic, 4,5 milioane de euro. Am avut proiectul la licitație, s-au înscris 7 firme, și a apărut situația care a apărut acum și niciuna n-a depus ofertă. S-a retras toată lumea. Cine credea că se va întâmpla acest lucru? Da. Și acum trebuie să reluăm toată documentația, să depunem din nou la licitație documentația și să vedem ce firmă dorește să execute această lucrare. Este centru vechi, este piațeta orașului și alte 23 de străzi din orașul Târgu Ocna. Vă zice tot Ionut, dacă se pot identifica terenuri publice pentru înființarea de noi spații verzi. Nu înțeleg întrebarea. Ba da, nu. Să vedem dacă avem, da, putem înființa. Bun. Am înțeles. Ionuț Carol vă întreabă, avem nevoie de oglinzi în câteva puncte din oraș, din punct de vedere al circulației și de asemenea avem nevoie ca drumul prioritar către Pârgărești să fie semnalizat corespunzător și mai avem nevoie de remarcarea unor treceri de pietoni. Da, e corect observația. Corect observația, am reținut-o și pe cea cu autogara. La autogară trebuie să reglementăm, să termină cu ploile și o să încercăm să marcăm, să semnalizăm. Și zic, bun, dar acum intrăm la normalitate. Ionuț, chiar îl rog să-mi dea un telefon și să-mi spune exact care sunt sezările, pentru că este normal să... Corect. Îi circulă tot timpul pe acolo și văd exact că nu. Toate problemele. Există, nu. Mihai vă întreabă ce faceți cu centrala termică de la Auri. Vechea centrală termică de la Auri? Nu știu. Spațiul a fost... trecut prin Consiliul Local pentru a fi închiriat. Avem o solicitare sau concesionat de la o societate. Zice că e păcat că se degradează. Da, avem făcută solicitarea pentru a fi concesionat de o societate care dorește să desfășoare activitatea acolo. Bun. De ce nu Mia vă întreabă de ce nu se taie verdeața de pe gardurile vechiului spital din Tisești? Au apărut șerpi pe trotuar. Wow. Acolo este un centru de îngrijire și asistență și o să vedem. Iar direcție generale.
Nici o problemă, dar în față pentru toate să facem noi. Dar o să verificăm, la Tisești, da, mulțumesc pentru telefon. Uitați, pentru mesaj, că aici... A și plouat acum, așa crescut de anul. Când nu ploua, da, eram supărat și necăjiți că nu plouă și da, era și pământul acum, uscat. Bine, iarba mare, da. Da, și acum deja ne zicem, poate mai vine și soarele înțeles, pe la noi, da? Zicem de ordinea de zi un pic, domnule primar, scurt, așa, aveam pe aici o ordine de zi, oameni. Da. Avem pot ședință să citesc, joi. Avem ședință, da. Vreau să vă spun că ședința se va desfășura mixt, să spun așa, online au fost ședințele de Consiliul Local. De fapt, noi am modificat regulamentul în martie, care ne permite să ținem ședințele și altfel decât cele clasice în sala de Consiliu. Și Comisia Economică, Comisia Urbanism au ținut ședințele la distanță. Așa. Însă ședința de Consiliu, la discuțiile care le-am avut cu consilierii și cu președintele de ședință, se vor ține în sala mare a ședinței, respectând regulile. Mască, distanțare mănuși, de 2 metri, da, distanță, mă rog, mască, dar sala permite acest am lucru. Înțeles. Și în sală nu vor intra invitați, decât ușile în condiție, închise. Da. Să păstrați. Decât, da, am avut și invitați, dar se păstrează distanța. Sala ne permite. Pe rând. Să, pe rând, da, pe ca rând să fiecare zic așa. Exact. Am înțeles. Primul proiect se referă la alegerea domnului Pavalache Ioan, președinte de ședință, da, pentru luna iunie. Președinte de ședință. Corect. Proiectul numărul 2 privind preluarea contractului de concesiune, având ca obiect spațiu cu destinație cabinet medicină de familie, situat în imobilul din orașul Târgocna, strada Ion Slătineanu, numărul 1. Da, a predat un medic de familie, a ieșit la pensie, o doamnă, îi mulțumim mult pentru activitatea depusă și dorim pensie lungă. Și sănătoasă. Și sănătate, da. Și a preluat al medic de familie și atunci trebuie să ia și să preda ștafeta, da, ca să zic dar așa. Dar și ia și cabinetul dacă a luat activitatea. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SECE Util Conseca SRL pentru serviciul de iluminat public. Da, serviciul de iluminat public va fi efectuat reparațiile și normal, serviciul, și întreținerea. Da, întreținerea de către societate și un consiliu local să aprobă prețurile pe care le vor practica. Un alt proiect se referă la aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Da, vechea poveste cu cotizația. Aprobați? Consiliul local, local zice. E suveran. Consiliul local. Da, el, dumneavoastră sunteți executiv. Da, da. E Consiliul Local deliberativ, ei da, hotărăsc. Sigur. Ce se întâmplă acolo, de fapt. Proiectul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Da, sunt niște sume care trebuie să le trecem de la un capitol la altul. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului pentru acoperirea costurilor pentru coletarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și după caz valorificarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT Târgocna. Este un subiect interesant. Faptul că aceste deșeuri reciclabile au ajuns la niște prețuri mici și nu mai sunt interesați agenții economici să colecteze, a venit guvernul cu aceste OERP-uri, cu aceste organisme intermediare, care plătesc primăriilor dacă colectează și predau la centrele unde, la societățile la care dispun ei aceste materiale reciclabile. Este foarte bine, este în avantajul localității. Și sigur că trebuie protocolul aprobat în Consiliul Local și noi sperăm să fie aprobat și să putem să acordăm mai mare atenție acestor deșeuri reciclabile, care, după cum observați și dumneavoastră, sunt din ce în ce mai multe și ne creează din ce în ce mai mari probleme. Și ele sunt aruncate și pe maluri și pe râuri și peste tot și în diferite puncte și avem controlul de la mediu tot timpul și avem tot felul de probleme, va trebui să înțeleagă și cetățenii să nu mai arunce, cei care aruncă vor fi amendați. Și noi, făcând acest protocol, reușim să îmbunătățim această activitate. Vă întreb eu, domnule primar, pentru că am văzut o serie de comentarii și nu vreau să mai fiu acuzată nici că sunt pro, nici contra. Șanțurile de pe marginea drumurilor naționale, drumurilor din afara localității Târgocna, cine trebuie să le curețe? Drumurile naționale. Nu Târgocna? Nu, 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 drumurile naționale, dar unde e zona localității, am curățat și noi. Adică între Târgocna și Slănic.
Da, drumul național trebuie să le curățe, dar dacă e vegetația bogată, putem să intervenim. A plouat, ne întoarcem la discuție. Da. Dacă mai permiteți, vreau să spun, data trecută am spus că proiectele, n-am reușit să mai discutăm de proiecte, proiectele nici acum nu reușim să vorbim. Sunt în derulare și nu am avut probleme până acum, am avut ceva probleme cu finanțarea. Spuneam data trecută. Mi-ați spus de colegiu și mi-ați aruncat așa bomba la final, de a rămas fără cuvinte. Da, vă dați seama, am primit adrese de la constructor că va părăsi șantierul, având în vedere că nu s-au mai făcut plățile din luna martie. Este o sumă destul de importantă. Suntem aprilie, mai. Exact, să o primească. Și am făcut intervenții la minister și am avut corpul de control al ministrului. Am aflat că iar s-a făcut o sesizare, că ceva nu e în regulă și că primarul a făcut și adres. Și știți dumneavoastră, avem noi... Ne întoarcem la corpul de control? Avem, da. Noi ar trebui să vă faceți relații, să faceți o... Nu relații, asta este. Avem în consiliu local o persoană, un consilier care asta face, reclamă tot timpul. Și vă dați seama că s-a blocat plățile din cauza reclamației până nu se vine și se verifică, pentru că... Adică un consilier în dorința de a lămuri a făcut mai mult rău decât bine. Da, mult rău. Mult rău. A făcut mult rău localității Târgu Ocna. Dă-ți în loc să iau o problemă și să ocupi de ea și să spună, domnule, te-am rezolvat și eu ceva în cei 4 ani. De la început exact, până la final. Am făcut și eu ceva. Reclamă tot timpul, am avut săptămâna trecută controlul de la mediu și sigur că a blocat finanțarea. Pentru că controlul, ce a spus, domnule, stai un pic, a făcut controlul, a făcut reclamația un consilier local care e o persoană informată și o persoană care... În fine, au venit, au verificat, am și... procesul verbal încheiat. Cum este procesul verbal? Nu, cum ați ieșit? Nu au fost constatate neconformități. Vezi cum e, vă rog, frumos, dacă parțial măcar. Și acum, sigur, facsimil, cum ați mai făcut. Și se va debloca situația, o să mi-l aduc să vedeți procesul verbal. Ați ieșit bine? Am ieșit bine. Sigur, primar, deci este un paradox, cred că sunteți cel mai verificat primar din județul Bacău, de corpul de control. Sunt incomod așa, nu prea fac ce spun unii, ce spun alții. Care, de ce fiecare parte a baricadei, tot nu vă înghit. Nu mai pot să execut chiar așa, să-i fără să mai gândesc și să analizez foarte bine. Nu mai pot acum, nu vreau să fac chestiunea asta. Da. Și atunci cei care văd că nu faci cum ți se dictează, te reclamă. Nu vă place poziția Gheorgeal? Nu mai place. Nu-mi place. Nu mi-a plăcut niciodată și acum și mai... Am înțeles, nu-mi da. Place și sigur că trebuie respectate, pentru că, vedeți, eu răspund. Da. Și dacă mai iau așa după ce spune unul și altul și... Am zis că termin, dar mai am două sesizări, să știți. Vă rog. Până la urmă, stați ca să lămurim subiectul de la colegiu. S-a deci reluat, la colegiu, s-au corpul de plățile. Control a fost, s-a predat la minister rezultatul controlului și așteptăm să se rea plățile. Am înțeles. D'acord. Noi se lucrează, am văzut că se lucrează, avem și imagini. D'acord, se lucrează, dar am reușit să facem un efort. Cu efort foarte mare am plătit constructorului o sumă din bugetul local, o sumă importantă, ca el să poată să-și desfășoare activitatea. Vă dați seama că el nu poate funcționa. Are nevoie de materiale, are nevoie de plată. Ați dat colegi. Am fost, dar v-am zis că am fost. Păi vedeți în ce situație delicată suntem. Pentru că am atacat și corpul 1, da? Profitând de faptul că nu s-a învățat și acum nu mai am unde să înveți. Deci bacul nu se va da în această clădire. Și după ce am făcut acest efort și noi, și mulțumesc încă o dată părinților, elevilor că au înțeles să funcționeze în altă clădire, să ne plece constructorul pentru că nu am achitat lucrările care le-a făcut. Pentru că un consilier local a făcut sesizare la corpul de control, să vină să vă verifice. Atât am înțeles din toată. Da. Uf. Și acum am reușit să plătim din bugetul local o sumă și sperăm să vă recuperați primim bănuțe. Și recuperăm, sigur. Bun. Ștefan vă întreabă în continuare. Domnule primar, eu am cumpărat casa de pe Daniela Caurea, numărul 5. Se poate și pământul, că eu am luat doar casa, pământul e al primăriei. Ce trebuie să fac? Da, să vină la noi și să solicite acest lucru. Cum s-a luat numai nu știu. Nu știu, deci dacă ne urmărești, Ștefan, te rog, mergi la primărie și discută față în față această speță cu domnul primar, că e mult mai corectă. Delicată, bun, și Ion vă zice așa, când o să aduceți un mijloc de transport pentru a colecta aparatura electrocasnică, cum se colecta în localitățile învecinate sau nu este datoria primăriei, că ba, nu știe. Da. Nu, compartimentul mediu din cadrul primăriei se ocupă de această activitate, a fost această perioadă cu pandemia, COVID-ul și nu au mai funcționat
dar noi o să anunțăm exact când va când vine. Are, dar dacă are totuși aparatura, să o aducă la noi și o depunem acolo și o luăm gratuit. Am înțeles. Să anunțe și să luăm, o vom lua. Și îi mulțumesc foarte mult pentru că a pus această întrebare și chiar îi rog pe toți să ia întrebarea de la sursă. Și vreau să mai lămurim un lucru. Ce interes aș avea eu ca primar să nu spun adevărul sau să, că nu ai zis unul, că minți, că, ce interes aș avea? Ce aș câștiga eu? Da? Am și o vârstă și, cum să spun, chiar n-am de câștigat nimic. De aceea eu... Aveți doar de pierdut. Doar de pierdut. Și atunci de ce? A, că spun un termen, cum am spus, cu 15 și nu s-a putut. Atât am avut informații atunci. Și mai e un lucru, și cu drumul Salini a spus un termen. Și am zis 7 termeni acolo. Și cu Casa de Cultură am mai zis 7 termeni. Știu, da? Știu. Nu mai dai exemple. Păi și ce pot să fac acum? Bine, și depinde de alții. Și la Casa de Cultură. E adevărat, au trecut încă un an și ceva, 2 ani au fost în 2017, 2 în 2019. A trecut un an. Dar se lucrează acolo și încă o dată, nu suntem noi beneficiarii Casei de Cultură. Ce ne-i eu? Se scrie acolo sus. Beneficiarul proiectului, Compania Națională de Investiții. Așa este. Ei au făcut contractul, ei finanțează. Noi suntem în final, vom prelua. Și pe șantier au intrat, au făcut poze acolo, da, foarte bine, se meargă, nu e niciun secret. Dar unde ne-am împotmolit acolo? Scaunele care au fost comandate acum 3 ani, 4 ani când s-a făcut proiectul, au prețul dublu acum. Cortina care a fost comandată atunci nu mai are acum, nu se mai găsește, nici se mai fabrică, alte elemente de decor, că aici ne-am împotmolit, la elementele astea de decor care nu se găsesc, a fost săptămâna trecută proiectant, constructor, toată lumea, a făcut protocol, ce facem, unde mergem, de unde găsim, unii lucrează. Știu că e nebunia și cu și atunci, problema. Încă e bine, pentru că asta se întâmplă în toată țara, numai la Târgu Ocna. Ați văzut, Oneștiul nu mai face ANL-ul de atâta timp, Măineștiul la fel. Da. Nu cu Oneștiul ar fi vinovat. Compania Națională de Investiții n-a finanțat, a plecat constructorul. Da. Ei au licitat la o anumită sumă și nu se încadrează acum. Adică sunt probleme delicate, peste nu că le vrea tot cineva. Și cum, care primar n-ar dori să asfalteze tot orașul sau să facă tot așa din telecomandă, știți, din... Da. Vă mulțumește Ștefan, zice, o să ajung la primărie, o să ajung și legat de canalizare să vorbim, poate reușim să remediem câte ceva. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm pe la noi. Cu mare plăcere, de câte ori sunt invitat. Am înțeles. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!